Ministrul de Interne, Petre Tobe, este audiat chiar în aceste momente la parchetul general. Este vorba despre dosarul în care fugarul Sebastian Ghiț a fost depistat conducând autoturismul, deși avea permisul suspendat. Mai multe informații despre ce se întâmplă la parchetul general ne spune Corina Matlinski. Corina, bună dimineața! Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă, cu scurt timp, a ajuns aici la Înalta Curte de Casație și Justiție fostul ministru de interne, Petre Tobă. Nu a vrut deocamdată să ne spună nimic, a vrut să aștepte întâi să intre să dea declarații. A fost chemat în calitate de martor, unul dintre inculpați. Este vorba despre un fost șef de poliție din Prahova. A cerut instanței să se facă acest lucru, asta pentru că în 2012-2013, în perioada în care s-ar fi săvârșit mai multe fapte, printre care este acuzat și Sebastian Ghiță, Petre Tobă era șeful poliției române. Un dosar în care sunt implicați foști șefi de la poliția Prahova, dar și Sebastian Ghiță, care este acuzat de dare de mită, spălare de bani și folosirea unor informații care nu erau destinate publicului. Procurorii DNA spun că a avut acces la informații dintr-un dosar penal de evaziune fiscală și le-ar fi promis acestor șefi din poliție că îi va ajuta să rămână în acele funcții dacă, la schimb, îl ajută să scape de acel dosar penal când a fost prins conducând cu permisul suspendat. Rămâne să vedem ce va declara Petre Tobă astăzi aici în sala de judecată și când va ieși vom reveni cu declarații.